dată să stăm în cimitire. Să ascult prin șapte frunze și el din aitașii, cum vin bucurie spre tine și el cu și el, cum dragostea, iubire, iubire și pașe. Știu ce vicinește să curge mocelor. Și așa avem prieteni, mă simt cu fiecare. Simt inima bătându-i stupare și de foc și glasul, cum îl cheamă, mai dulce și mai rar. Ce apropiate astăzi să lumea neașelor? Cum n-ar fi fost rămas și nici o despărțire, cum ar fi tot trecut în prezență, viitor și în ambele votare, cu unică iubire. Slăviți să fie Domnul din cuvântul care s-a tot spus astăzi și când s-a rostit și s-a făcut cuvântul de rugăciune și apoi cuvintul ulterioare, s-a adus mulțumirea lui Dumnezeu. Și asta facem și noi și în rugăciunea de deschidere s-a spus și s-a repetat de câte ori, mulțumim Domnului și pentru toate la care. Pentru că noi asta facem aici, mulțumim Domnului pentru un asemenea om, care de altfel, să zicem, om ca și noi, cum o fost Ilie. Și totuși, la cuvintele lor, sau prin cuvintele lor, s-au produs lucruri extraordinare. Oameni care lucrau mână în mână cu Dumnezeu. S-a spus aici instrumentul și exponentul lui Dumnezeu. Mă gândeam, pentru că am oricare probleme cu vederea, mă gândeam ce verset aș putea lega de, cumva, de memoria Tatălui Arcadie și m-am gândit la trei versete și le spun pe scurt. Și-a deschis cumva portița fratele poliției, mi-a vorbit despre Ioan Botezătorul. Atunci când au venit unul de la ei și parcă așa de tot la el și din celosie, au spus, iată pe cel care era acolo, dincolo de Iordan, botează. Și eu zis, Ioan Botezătorul, zice, trebuie ca el să crească și eu să mă mișoresc. Trebuie ca el să crească și eu să mă mișoresc. Așa începe cuvința. Ăsta e punctul prin care trebuie să treacă și dacă n-am trecut pe acolo, ceva nu este în regulă. Atâta timp cât vrem să rămânem și să fim în evidență și să fim în lumina reflectoarelor și să se vorbească despre noi, mai mult decât despre El. Și publicitatea și popularitatea să fie a mea și nu a Lui. Înseamnă că eu mă promovez pe mine. Citeam, mă uitam la un documentar din istoria creștiniescului și era un evanghelist, un om al Dumnezeu care a dus Evanghelia la oameni, și William Carey, parcă, și-a zis așa, pentru că era acum un nume cunoscut în lumea creștină, la un moment dat a ajuns în Anglia, un ziarist, un jurnalist, a zis, vreau să-ți iau un interviu. Vreau să scriu un articol în ziar despre succesul tău. Și eu a spus așa, îți dau interviul cu o singură condiție. Titlul și preocuparea articolului să fie așa, Mântuitorul William Carey. Mântuitorul lui William Carey. Și mi-am adus aminte, chiar atunci când măream documentarul de ceva care știu la fratele Arcadie, când am spus, când veți vorbi la privecul și mormântarea mea, să nu vorbiți despre mine, ci să vorbiți despre Domnul Iisus. Asta înseamnă să vezi mic. Și când scrii de ceva și când publici de ceva, când uitați-vă la fratele Dean, Hristos, mărturia mea, Hristos, pâinea vieții, Hristos, izvorul, Hristos, binefăcătorul, tu ești dat de Arcadie, umblând cu Domnul Iisus. Umblând cu Domnul Iisus. Nimic despre noi, nimic să ne arate ce am făcut sau facem. Trebuie ca El să crească și eu să mă mișoresc. Și asta trebuie să fie un proces care trebuie să se petreacă cu noi. De când vii la adunare, de când zici că sau de când zic mă pocăim și poate te considerai sau mă consideram o persoană cu nume și renume. E foarte important de mi-ai scăzut. Ești tot la fel de vizibil sau sunt la fel? Sunt tot eu,
să ești tot mai mic, tot mai neimportant și el este totul. A doilea verset zice, ca să le iubim, zice, el ne dă, zice, și voința și împărtirea. Pentru că asta a fost la oameni de Dumnezeu. Eu totul primit. Noi nu avem nimic. Ce lucru ai și nu ți-a fost dat? Chiar elementul acesta de a vrea, de a vrea să trăiești profeta, de a vrea cu Dumnezeu, să fii, e ceva care ne-a fost dat. Capacitatea aceasta ulterioară de a face, la fel, și voința, actul acesta de a dori, este ceva care a venit, cum spunea și să amintea pe lasă, de din afară. Voința aceasta. Apoi capacitatea de a face. Și apoi al treilea verset, totul la Hristos care mă întrește. Pentru că avem oarecare uimire. Cum au putut oamenii aceștia? Cum au putut oamenii aceștia fi altfel decât noi? Ce au avut în ei? Eu vin din Denderska, acolo unde și nu are un martor. Un om al Dumnezeu și ei s-au cunoscut la vremea lor. Toate Vasile Ațenuță și el. Noi ne uităm și mai ales acum când el nu mai este, mă uit așa și mă socotesc de multe ori. Ce-o fost în el? Cum au putut fi așa? Cum au putut face față unor situații pe care noi ne-am fi purtat cu siguranță așa? Și am fi găsit cu siguranță alte soluții. Și ăsta este singur răspuns. Pot totul și pot fi așa doar în Hristos care mă întâlnește. Tot pentru generația noastră și mai ales și noi exemplul că eu am mai văzut, am auzit și sunt lucruri care au rămas întipărite generația aceasta care vine în urmă. Ar trebui să se intereseze, să caute oameni care au cunoscut, oameni care pot să spune detalii, amănuntele vieții. E foarte interesant dacă am putea ști amănuntele vieții de zi cu zi în semnă oameni. De exemplu, eu rămâne acolo, am atâtea amănunte ale vieții personale. Discuții care acum împar și mă apar într-o cu totul și cu totul altă lumea și ai credințarea că aceștia au fost oamenii lui Dumnezeu și care, așa cum spus la carte în coperta cărții, au umblat. Domnul Iisus, să-i spune.